În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată ziua de serbare, trei luminători cinstim. Iubiți credincioși, astăzi este o zi mare, o zi în care prăznuim pe cei trei mari dascăle lumii și ierarhi, așa cum îi numește Biserica, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Este o zi mare pentru că fiecare în parte dintre cei trei sfinți ierarhi este prăznuit fiecare în ziua în care este rândit de biserică. Sfântul Vasile cel Mare pe 1 ianuarie, Sfântul Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul pe 25 ianuarie și Sfântul Ioan Gură de Aur pe 13 noiembrie. Dar iată că astăzi îi cinstim pe toți la un loc. De ce? Pentru că ei reprezintă pentru istoria bisericii creștine primele patru veacuri de învățătură și momentul în care s-au sedimentat toate învățăturile adevărate. Și astăzi Sfinții Părinți au rânduit o Sfântă Evanghelie în a cărei pericope aflăm tocmai acest lucru despre lumină. Pentru că, de fapt, cuvântul învățăturii este cuvânt de lumină. Cuvântul dascălului este un cuvânt de lumină și spune Mântuitorul prin gura Sfântului Evanghelist Matei: nimeni nu aprinde lumina ca să o ascundă sub obroc, ci o pune în sfeșnic ca să lumineze pe toți cei din încăpere. Iubiți credincioși, nu pot să vă vorbesc despre Sfinții trei ierarhi decât într-un singur fel. Să mă produc în fața dumneavoastră într-o amintire a ceea ce însemna în copilul din mine care mergeam la seminar, apoi în teologul din mine care mergeam la facultate, această sărbătoare, pentru că, printre altele, Sfinții trei ierarhi reprezintă hramul sau momentul de referință al sărbătorii învățământului teologic. Era un hram de suflet și întotdeauna se organizau serbări. Și aș vrea să vă spun totuși niște lucruri despre acele trăiri din acele vremuri, pentru că așa consider eu că putem să aducem slavă lui Dumnezeu prin trei cei mari dascăli ai lumii și ierarhi. Imaginați-vă o societate în care se ovaționau tovară și pe de-o parte și pe de altă parte, învățământul teologic totuși era lăsat să-și facă treaba. Un lucru foarte important pe care nu o să-l auziți probabil de la prea mulți este faptul că cine știe să trăiască frumos vede frumosul din orice societate. Eu, când am plecat la seminar în 1982, am plecat cu gândul că mă voi duce să slujesc lui Dumnezeu. Am avut și colegi însă, dintre care unii se văietau că nu o să le fie recunoscute studiile, pentru că așa era. Statul nu recunoștea decât 10 clase. Puteai să fii doctor în teologie, dar statul te ponta acolo ca fiind cu studii medii 10 clase. Și incomplete, pentru că atât era obligatoriu învățământul de stat. Alții erau frustrați că nu vor putea niciodată să facă revelionul. Da, da, erau probleme ale vârstei. Noi aveam 18 ani și unii dintre noi se gândeau cum se poate să facă slujbă de Sfântul Vasile cel Mare când noaptea dintre ani se servează într-un fel sau într-altul. Și unii se gândeau chiar cu mare, mare problematizare, cum vor face în momentele acelea. O să spuneți, bine, dar slujeau pe rând. Nu exista nici măcar noțiunea că vom fi doi preoți într-o biserică. Nu, erau decât pe la catedrală, pe aici, pe acolo, câteva parohii. În rest, fiecare preot se putea întâmpla să aibă și 3-4 biserici, pentru că erau filiale și se slujea pe rând. Și le venea rândul, o dată pe lună, să slujească la o anumită biserică. Vă imaginați că noaptea de anul nou trebuia să fie undeva. Am avut niște colegi care mi-au spus că au citit cel puțin de 60 de ori Evangheliile
toate în joia patimilor, pentru că au avut 4 filiale și la fiecare citeau Evangheliile, pentru că lumea aștepta să facă slujba. Și începea slujba după la ora 3 și se termina noaptea, pe la 2. Ei va să zică, noi am fost o generație pe care nu vreau acum să vă zugrăvesc în fața dumneavoastră, decât cu acest scop, de a înțelege despre Sfinții mari dascăle lumii și ierarhi. Ne țineau în învățătură, ne ținea numai imaginea că va urma tot anul, aveam de pregătit 2 mari sărbări, una de Crăciun și aceasta de Sfinții Trei Ierarhi. Fiind așa de apropiate, le pregăteam pe toate odată ca să fie gata. Și de când începeam școala, după 15 septembrie începea calendaristic, dar noi începeam școala pe 1 noiembrie, că până atunci culegeam strugurii, porumbul, sfecla, merele și așa mai departe. Și de la 1 noiembrie începeam să pregătim serbările. Ce era o serbare? O serbare era în primul rând trăită, cum am mai spus și despre călătorie, 60% prin pregătire. Ne pregăteam pentru serbare și apoi, în timpul pregătirii, ne aduceam aminte de serbarea trecută. În anul întâi, când nu știam ce e aia serbare de Crăciun și de Sfinții Trei Ierarhi, ne povesteau cei mari cum iese și ce o să fie, o să vină vlădica. Întotdeauna era episcopul de față, Dumnezeu să-l odihnească preasfințitul Epifanie Norocel al Buzăului, era întotdeauna acolo și puncta la sfârșit câte un cuvânt de mângâiere pentru fiecare și un lucru foarte important, niciodată nu uita pe doamnele de la bucătărie și pe Nea Ion care avea grijă de porci. Mi-a rămas în minte și am să-l pomenesc toată viața mea, cum un om de la înălțimea aceea a ierarhului să se aplece și să înceapă cu mulțumire de la părinții consilieri care erau de față, absolut, să făcea probabil prezența în spatele preasfințitului, să mulțumească părintelui director, corpului profesoral, nouă care ne-am produs acolo în serbare. Și la serbare, să știți că nu participa decât din anul 3 încolo, anul 3, 4 și 5, ca să putem să dăm din noi tot ceea ce am învățat în acești ani. Și v-am zis că mă impresiona că își aducea aminte și de oamenii de jos, pe care se baza, de fapt, toată administrarea seminarului. Dar ce era serbarea în sine? Serbarea în sine era o pregătire. Și acea pregătire ne făcea întotdeauna să ne simțim bine, să simțim că avem protecție. Sfinții Trei Ierarhi înseamnă o mare protecție. Și întotdeauna, înainte de a începe noi serbarea, despre care o să vă spun, un părinte profesor avea de pregătit o cuvântare. E, dar nu așa cum vă țin eu o cuvântare în fața dumneavoastră. Nu, era o cuvântare foarte, foarte amănunțit, pregătită, echilibrată, documentată până în pânzele albe. Și fiecare profesor în fiecare an își schimba tema și unul vorbea despre unitate, altul despre lumină, despre învățătură, ce elemente comune de învățătură creștină găsim la cei trei erași și așa mai departe. Rămâneam cu o impresie, nu vă pot spune acum exact ce au vorbit fiecare, dar rămâneam cu impresie că acești oameni, domnule, au răsturnat lumea secolului IV și noi trebuie să fim la fel. Erau modelele noastre. În fața noastră profesorii ne vorbeau despre Sfinții Trei Ierarhi exact așa cum erau ei și ne așezau punctul preoției noastre la care toți tindeam către aceste modele și ne uitam cu toții cum o să facem. Și ne-am dat seama de atunci că Trei Ierarhi, Trei Ierarhi, că sunt învățătorii bisericii, sunt învățătorii bisericii, dar fiecare ne recunoșteam în câte cineva. Adică erau colegi dintre ai noștri care simțeau gustul gospodăriei. De exemplu, atunci când Nea Ion avea probleme cu porcii, erau câțiva colegi de ai noștri care îl ajutau imediat. Dar nu neapărat că vroiau, le plăcea. Și știau și ce să facă. Eu dacă m-aș fi dus acolo, vă imaginați că n-avea decât să-i încurc. Și se gândeau la Sfântul Vasile cel Mare, care
a înființat Vasiliadele, care a pus bazele medicinei sociale și a îngrijirii bătrânilor și așa mai departe. Alții se gândeau la cum o să cuvinteze ei și luau de model pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Alții se gândeau la slujirea frumoasă, elegantă și așezată a Sfântului Grigorie Dialogul, a Sfântului Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul. Și ne vedeam noi așa deja împărțiți, dar nu ne certam între noi, ci ne dădeam seama că fiecare dintre noi are un talent, 2, 5, și nu ne invidiam pentru talanții pe care îl are cel de lângă noi, ci înțelegeam că trebuie să stăm într-o unitate. Trebuie să fie și preoți care slujesc frumos, și preoți care cuvintează frumos, și preoți care sunt gospodari. Acum, bine ar fi ca orice preot să le aibă pe toate, dar, din păcate, cum nu putem să le avem chiar pe toate, măcar să tindem ca una să fie desăvârșită. Și fiecare înțelegeam că, de fapt, această unitate ține sudată biserica. Și chiar dacă afară era o societate care nu vroia să audă de biserică, noi eram educați să trăim frumos. Și ne dădeam seama că se trăiește frumos. Nu ne-am întrebat niciodată de ce lângă ierarh nu vine și primarul sau să vină vreun consilier. Nu ne-am întrebat. Și chiar așa, dacă stau să mă întreb acum, nu cred că aș avea un răspuns. Acum, cei care mai organizează serbări, bineînțeles că nu o să înceapă până când nu apare primarul, prefectul și așa mai departe. Mă rog, este altă poveste. Mi-aduc aminte că eram odată cu toți consilierii și cu un alt persoană să-l odihnească, Lucian, și mi-a zis cineva că trebuie să-l așteptăm pe domn prefect. Și un consilier le-a spus, zice, ați întârziat 45 de ani, ce credeți că vă mai așteptăm acum? Dacă nu vă țineți după noi, n-ajungeți nicăieri. Și am început slujba, să știți. Când a venit domn prefect, să știți că așa de frumos s-a uitat oamenii între ghilimele la dumnealui, încât n-a avut curaj nici măcar să ridice privirea. Adică, dacă într-adevăr ai mesaj, nu te înfricoșezi de cele lumești. Și chiar îmi aduc aminte că cele lumești sunt trecătoare. Am avut pe stradă, când m-am mutat, toți erau cu mari funcții. Și în gândul meu așa, dar nu cu mândrie, și pentru că vă spun lucrul acesta, chiar vreau să mă spovedesc, că îl țin de mult timp în mine, mă gândeam la ei și ziceam așa, ăștia o să fie toți foști. Mă zic, o să stea un mandat, 2, 3, 4, 5, dar cât o să stea? Și mă mândream așa, și trebuie să mă spovedesc de această mândrie, zic, da, eu, dacă mi-ajută Dumnezeu, o să rămân Părintele Marius. A, că nu o să mai fiu paroc, nu o să mai... Nu, dar Părintele Marius nu se zice fostul Părinte Marius. Și m-am bucurat și am zis, uite, tată, ce înseamnă o funcție administrativă. Și atunci am rămas liniștit cu gândul la cei 3 mari dascări ai lumii și ierarhi pe care astăzi, în sărbătoare și în serbare, vreau să vi-i prezint. Va să zic că începea serbarea. Serbarea propriu-zisă consta în cântece, care erau niște armonizări, mai ales ale Dumnezeu să-l odihnească regretatului Neanae Lungu, niște slave din cărțile de cult care erau armonizate desăvârșit și pe care v-am zis, un an de zile tot le învățasem pe toate. Și erau strecurate niște momente artistice, momente de recitare, și acum o să ziceți, aoleo, iar vremea ta, tot comunist ai rămas. Puteți să mă judecați oricum. Am fost printre cei câțiva care chiar recitau poezii, să știți. Mi-a plăcut foarte mult să-mi exersez nu neapărat memoria, cât posibilitatea de a transmite un mesaj. Știți că recitatorul rescrie o poveste sau o poezie. Pentru că una e să o citești într-un fel sau să o reciți într-un fel, alta este să dai din tine și o anumită haină la ceea ce produci pe scenă. Și începeau frumos cu imne, cu cântări, cu poeziile astea de care v-am spus, și la sfârșit ne încărcam
de o anumită bucurie că am adus și noi un mănunchi de rugăciune pentru cei trei mari dascăli ai lumii și ierarhi. Și știam că o să ne aștepte facultatea când această sărbătoare va fi ridicată la alte standarde. Și a venit facultatea. La facultate, nelipsit, era prea fericit, Dumnezeu să-l odihnească, prea fericit Teoptist, care stătea acolo cu toți consilierii de o parte și de alta și se uita la noi. Vă imaginați, noi eram atunci vreo 70-80 în cor, din 256 cât erau toți studenții. Acum 256 sunt numai într-o grupă. Nu-i problemă, noi eram în toată facultatea. Noi am început 54 și am terminat 102. Nu știu taina prea bine, dar văd că de atunci tot dospește numărul teologilor. Slavă Domnului! Că acești trei mari dascăli lumii și ierarhi probabil că nici nu visau că o să fie atâta densitate de teologi în societățile, cel puțin creștine, românești. Să fie cu folos, are lumea de unde alege. Important este că noi, cei 80 care eram acolo în față, acum după statura lui Zaheu pe care o am, vă imaginați unde stăteam în cor, fix pe centru. De la mine începea să fie în stânga unul mai mare și în dreapta unul mai mare. Deci asta era. Și prefericitul întotdeauna se uita la fiecare în parte și la toți deodată. Și ne zâmbea, niciodată nu s-a uitat urât la noi. Și zicea părintele profesor Nicu Moldoveanu, Nicule, hai să începem. Părintele profesor Nicu Moldoveanu, care mi-a fost și maestru de doctorat, cam tot la statura mea este, avea un piedestal de vreo jumătate de metru, așa, și îl așezau în mijloc acolo și venea părintele, urca, trăgea de un picior, așa cum mai trag eu de un picior, că probabil că asta e arta de, ca să cânți frumos, îți dă Dumnezeu câte o încercare. Ei, vă spun că atunci când dădea primul ton, deja simțeam că sfinții trei ierarhi sunt acolo. Se crea, domnule, atmosfera aia de sărbătoare. Cât de asta mă străduiesc acum să nu mă străduiesc, să vă dau ceva firesc din aducerile mele aminte. Simțeam atunci că nu suntem singuri. Că și facultatea în anul 1 până în anul 2 la jumătate am prins-o tot înainte de 89. Și simțeam atunci că nu ne mai interesează ce se întâmplă afară. La fel, prefericitul, să nu credeți că venea cu primarul de sector, că eram în sectorul 4. Nu, nici de cum. Nu venea nimeni. Venea vreo decât, v-am zis, tot aparatul administrativ și era o încântare să-ți dai seama că, de fapt, societatea toată era acolo. E posibil ca printre cei care se aflau în sală să fi fost și prefectul, dar nu în calitatea lui de prefect. În calitatea lui de creștin, e posibil să fi fost acolo, sau vreun primar, sau așa mai departe. Important este că noi simțeam că sfinții trei ierarhi ne ajută. Pentru că dintre noi, fiecare avea cât un Ionuț, coleg de bancă, sau Vasilică, un coleg mai mare, sau un Grigorie, coleg mai mic, și toți eram așa într-o frățietate, pentru că, de fapt, sărbătoarea celor trei mari dascăli lumii și ierarhi este o sărbătoare a unității și ne țineau așa legați. Înainte de a începe însă sărbătoarea, la fel, un părinte profesor, bineînțeles cu statut academic, ne vorbea despre unitatea de credință și de învățătură la Sfinții Trei Ierarhi, ne vorbeau despre fiecare în parte, ne pregăteau pentru un ideal în preoție, să știm ce să urmăm în viață. Și prezentându-ne pe Sfinții Trei Mari Dascăli de Lumii și Ierarhi cu toate învățăturile lor și punctând la fiecare în parte specificitatea, dar unindu-i la sfârșit în lucruri comune, simțeam că de fapt preoția o face fiecare în parte, dar o face cu Duhul la unitatea preoției și la succesiunea apostolică. Fiecare dintre noi, cum am spus, având câte un model, nu însemna că se desparte de ceilalți doi.
ci pur și simplu trebuia să construiască împreună. Asta am învățat noi de la Sfinții Trei Ierarhi. După care vedeam în fața noastră, lângă veșmântul alb a Prefericitului, pe ceilalți consilieri și ne dădeam seama că n-a venit numai unul, au venit toți. Iar era un simbol al unității. Iar noi eram o parte pe scenă, pentru că fusese selectați la cor, cealaltă parte însă erau în sală. Veneau prietenele noastre, viitoare soții, una alta. Noi ne produceam în cea mai importantă intimitatea noastră și știam că suntem acolo un neam. Și așa cum am spus, nu ne interesa ce era pe stradă. Pentru că atunci când eram pe stradă, bineînțeles că s-auzea în spatele nostru, Doamne miluiește, sau ia uite și pe ăsta după colivă. Eram obișnuiți, dar noi așa am fost crescuți, să știți că nu mă jignește niciodată, nu poate nimeni să mă jignească, pentru că eu mi-am asumat de când am plecat la drumul acesta că mă voi întâlni cu asemenea oameni. Nu m-am întors niciodată să admonestez pe cineva, pentru că era părerea lui și trebuia să și-o spună omul. Poate că i-am ajutat pe mulți să refuleze în felul acesta, pentru că lumea era supărată, trebuie să ne aducem aminte că erau și oameni supărați, după cum și astăzi sunt oameni și supărați și bucuroși. Trebuie să-i lași să se refuleze într-un fel. Important este însă să trăim frumos, așa cum am spus. Și am trăit frumos și atunci, trăiesc frumos și acum. Pentru că Sfinții Trei Ierarhi nu erau confiscați de vreo societate a secolului al IV-lea. Nu erau prezentați de către profesorii noștri. Știți, Sfinții Trei Ierarhi, de fapt, s-au putut manifesta atunci pentru că erau niște vremuri. Ce vremuri erau? Să ne aducem aminte de sinodul de la Stejar din 407, când Sfântul Ioan Gură de Aur a fost luat de toți colegii lui episcop și excomunicat? Adică e departe momentul acela? Nu. Întotdeauna societatea a avut mișcări și pro și contra. Și după care, de la sinodul de la Stejar, Sfântul Ioan Gură de Aur a fost lăsat în pace și și-a continuat slujba așa cum se cuvine. Iubiți credincioși, viața este frumoasă dacă o lăsăm noi să fie frumoasă și dacă o trăim frumos. Dacă începem să punem accent numai pe necazuri, să știți că nu o să facem niciodată nimic. Sfinții Trei Ierarhi, pe care astăzi îi serbăm cu așa deosebită eleganță, să știți că ne învață unitatea și ne învață că Dumnezeu de la noi nu le vrea pe toate, vrea decât talentul pe care l-am primit, pe acela să-l înmulțim. Nu trebuie să fim invidioși pe cel care are mai mult, ci noi trebuie să fim, cum zicea Părintele Asine, tată, dacă sunt două pahare, unul mare și unul mic. Ăla mic, dacă e plin, e plin. Nu poți să zici că e mai puțin plin decât ăla mare care e și plin. Trebuie să fim plini. Calitatea este cea pe care Dumnezeu o cere de la noi. Iubiți credincioși, rugăm pe Sfinții Trei Mari Dascăli Lumii și Ierarhi să ne ajute să vedem unitatea, să ne ajute să mergem înainte, să ne ajute să nu mai judecăm societatea, ci să ne uităm în noi, să vedem cât de plin este paharul pe care ne-l-a dat Dumnezeu să-l umplem. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.